Bună seara, sunt Dragoș Poța și ca de obicei vă spun bine ați venit la o ediție Press Alert Live, una nouă de aici din studioul HDV. Zâmbesc deși e de plâns dacă ne uităm ce se întâmplă în Consiliul Local Timișoara, unde aproape că nu este ședință în care să nu avem parte de o confruntare între primarul Nicolae Robu și consilierii locali. Ultima ședință a fost marcată de un nou incident, așa că astăzi am invitat în emisiune doi dintre oamenii care au fost acolo și care au avut, hai să spunem, o parte de vină cu ghilimelele de rigoare. Trebuie să precizez încă de la început că am solicitat și am invitat să avem parte și de un punct de vedere din partea liberalilor, căci domnul primar Nicolae Robu, vă reamintesc, nu mai onorează invitațiile la Press Alert Live din motive cunoscute numai de domnia sa. Spune că nu ne mai face reclamă și nu ne mai crește audiența. Eu spun că domnia sa a devenit prea sensibil la întrebările incomode și extrem de directe pe care i le punem. Invitații mei din această seară sunt doi consilieri locali, domnul Nistor Geană, consilier local PLR, pentru prima oară la Press Alert Live. Bună seara, bine ați venit în studio. Mulțumesc de invitație. Și un obișnuit de acum al emisiunilor noastre, domnul Dan Idolul, consilier local PSD și cel care a reușit să le enerveze pe primarul Nicolae Robu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, sper că nu este o vină faptul că sunt la treia, patra oră aici. Vis-a-vis de afirmația anterioară că n-a vrut nimeni să participe din partea PNL la invitație. Nu, domnile lor, ați adresat o invitație și corect era să fie prezent. Este drept și să fiu corect în informație până la capăt. Așa cum am invitat și pe dumneavoastră foarte târziu, așa a venit și invitația pentru PNL, pentru că astăzi am fost foarte ocupat să mă judec cu un domn portocaliu până în măduva oaselor, care după ce că a fost condamnat, acum vrea să-și apere onoarea, că au aflat jurnaliștii că a fost domnia sa condamnat, dar este o altă discuție. Domnule Idolu, spuneți-ne pe scurt, de ce l-ați enervat atât de tare pe domnul Nicolae Robu, spunând dumneavoastră și pe ce vă bazați ca argumente, spunând că nu poliția locală trebuie să păzească șantierele din oraș, cum ar fi, de exemplu, sala de sport a Politehnicii, unde este un antreprenor privat care trebuie să ridice acea sală care nu e gata? Noi pe Press Alert, de altfel, am și scris că s-au tot băgat bani și se tot bagă și e un sac fără fund. Ce v-a determinat să afirmați că este ilegal ca poliția locală să păzească un șantier de genul acesta? Cinstit, nu m-am așteptat și nici nu mi-am dorit, așa cum n-am dorit niciodată până acum, să le enervez pe domnul primar, tocmai pentru bunul mers al lucrărilor, tocmai pentru buna desfășurare a ședințelor Consiliului Local, pentru a rezolva proiectele Timișoare, așa cum dânsul îi place să spună, dar nu mai să spună. Și aș începe cu, să zicem, cu finalul acestei dezbateri, în care chiar mi-am cerut scuze domnului primar, poate într-un mod prea ironic, că dânsul a zis că e suficient de inteligent să înțeleagă ironia, pentru că l-am enervat. Dar în același timp l-am felicitat că într-un finalul dezbaterii, să ne dea dreptate că apelul nostru către legalitate și normalitate l-a înțeles și drept consecință a ieșit altceva din ședința de Consiliul Local prin hotărârea adoptată față de ceea ce s-a propus. Ca să spunem pentru cei care n-au urmărit, a fost vorba un proiect de hotărâre de Consiliul Local pentru preluarea și asigurarea pazei și protecției obiectivului șantier sală polivalentă. Deci, întrebare. E șantier. Nu este, obiectivul este un șantier. Dar am o întrebare extrem de punctuală. De ce era nevoie de o decizie a Consiliului Local în acest sens? Și vă întreb acest lucru dacă nu cumva se încearcă luarea sau ascunderea unei decizii luate de executiv în spatele votului consilierilor locali. Cu surprindere,
solicitând punctul de vedere al directorului Poliției Locale, domnul Cojan, care era cel mai dreptățit, fără să știe probabil dumnealui, adică sigur n-a știut de turnura care va lua această dezbatere, am solicitat un punct de vedere. Cu surprindere am aflat și noi că sunt 8 astfel de obiective. Astăzi, cercetând, aflu că unul dintre ele stadionul Dan Păltinișan, care intră pentru care se asigură paza obiectivului. Și aici intrăm într-o altă discuție. De ce cred că s-a enervat domnul primar Robu? Pentru că la ședința anterioară, neavând timp, am depus în scris la registratura primăriei o interpelare vis-a-vis de temerile mele că pentru un obiectiv cum este podul Michelangelo se săvârșește o ilegalitate sau cel puțin un abuz, nu neapărat în serviciu, un exces de zel vis-a-vis de așa zisă paza unui obiectiv. Să continui. Da, vreau să vă întreb de ce trebuie păziți stadionul Dan Păltinișanu de poliția locală a municipiului Timișoara în condițiile în care acea clădire, acel obiectiv, da, este proprietatea Consiliului Județean Timiș. Corect. Aici, iar Consiliul Județean am aflat Timiș, astăzi asta. Iar Consiliul Județean Timiș are propria structură de pază, cea care asigură inclusiv paza asta, Consiliului fără Județean. Să mai zicem că după regulamentele Federației Române de Fotbal, aceste obiective, ordinea și liniștea publică se asigură prin societăți de pază cu sprijinul Jandarmeriei Române. Deci, de ce nemulțumirea mea, să zic, și faptul că am ridicat acest subiect provine din... Haideți să intrăm în fondul problemei. În afară de legalitate, intrând în discuții pe cartiere, consiliile consultative de cartiere, și dăm exemplu Mehala, Plopi, Girocului, oamenii reclamau de fiecare dată lipsa prezenței polițiștilor locali. În condițiile în care noi am aprobat un statut și regulament de funcționare a poliției locale și un buget în această primăvară, sigur, retoric ne-am pus întrebarea, oare de ce nu sunt polițiștii locali prezenți în cartiere? De ce nu sunt acești polițiști locali în cartiere? Și am găsit explicația prin însăși acest proiect de hotărâre. Păzești șantiere. Vi se pare normal ca poliția locală să păzească un obiectiv care aparține Consiliului Județean, dacă este adevărat, sau un șantier unde firma care s-a angajat să construiască este obligată să asigure paza până predă obiectivul? Păi nu mi se pare normal. Prin legea 50 este obligația constructorului să-și apere sau să-și păzească tot patrimoniul. În momentul în care el a predat investiția, din momentul ăsta beneficiarul este obligat să-și organizeze propria pază. Aș vrea să revin puțin la ce a spus colegul meu. Mi se pare anormal ca 4 sau 5 cartiere, începând cu Mehala, Ronaț, Torontal și ajungând până în Calea Șagului, să n-aibă niciun post de poliție locală. Niciun post. Deci noi împreună cu colegul Idolu am fost și am avut o discuție cu mai mulți președinți consultativi de cartier și printre care domnul Boloc de la Mehala ni s-a plâns că cele 4 sau 5 cartiere au un birou în care stă o persoană care preia sesizări. Mi se pare... Și unde locuiesc aproximativ 30-40 de mii de locuitori. Deci, adică pentru situațiile astea nu se găsesc oameni, dar pentru alte situații, cum au fost cele 10-11 obiective, se găsesc. Deci eu consider că ceea ce face domnul primar este un abuz. Eu consider abuz. Abuz în serviciu? Un abuz în serviciu. Pentru că a dat dispoziție poliției locale să se ocupe de și să păzească niște investiții sau niște proprietăți ale altora, nu vreau să mă gândesc mai departe care ar fi motivul. Da, îl completez. Și, da, vă rog, scuze. L-aș completa că vis-a-vis de faptul că poliția locală funcționează după un plan de ordine și siguranță publică, care dacă îl consultăm, vom observa, oricine l-ar consulta un document public,
va observa că nu există aceste obiective, așa cum bine a procedat poliția locală, să includă în acest plan șantierele orașului Timișoara sau altor proprietari. Ce ar fi ca dacă toți investitorii care construiesc blocuri, case sau firme private ar solicita gratuit, din punct de vedere al investitorului privat, paza obiectivului de la poliția locală. Legea 50, cum spunea colegul meu, care prevede, reglementează activitatea în construcții, prevede clar la capitolul organizare în șantier, organizarea de șantier, că, virgulă, constructor are obligația de a asigura împrejmuirea și paza obiectivului până la predarea lucrării prin bază de proces verbal la terminarea lucrărilor. Deci este evident că nu vreau să se întâmple ce s-a întâmplat la Iași, când poliția locală, indiferent cine este primarul, poate acolo a fost o speță chiar haslie până la urmă, amară, o situație ușor haslie, dar amară, când folosim poliția locală în interese private. Că sunt în interesele private nepatrimoniale ale persoanei sau în interesele private al unor societăți care în cazul ăsta sunt constructori, mi se pare incorrect. În loc să fie pe stradă, în loc să fie în cartiere, să apere așa cum este obiectivul prevăzut prin regulamentul de funcționare a poliției locale, să supravegheze, să vegheze la ordinea publică și la paza obiectivelor care domnule constituie Idol. Proprietate publică a unității administrative domnule a primăriei. Domnule Gean, vă întreb și repet întrebarea mea. De ce trebuia să treacă o astfel de hotărâre prin Consiliul Local? Păi vă spun exact de ce. E foarte simplu. Pentru că la ședința anterioară am depus interpelări scrise. Una dintre ele, pe lângă, n-am primit răspuns și tocmai pentru de aceea am fost intrigat când pe o speță ridicată de mine în interpelare, neprimind răspuns, se vine cu un proiect de hotărâre care domnul primar a și recunoscut în ședința publică că face acest demers pentru că Consiliul Local vrea să verifice dacă Consiliul Local își asumă o asemenea decizie. Păi deci a pasat răspunderea de la administrație către Consiliul Local. De la executiv către corect, legislativ. Corect, da. Și întrebarea mea este, nu am fost la plen, a trecut această hotărâre în... Această hotărâre n-a trecut, a rămas poziția hotărâre de inițiată de administrație, așa? Dar cu totul alt text. Da, s-a schimbat. S-a schimbat cu totul, practic. Și în text ce a rămas până la urmă? Ce a rămas? Nu știu ce a rămas în procesul verbal, dar sigur nu se mai asigură paza obiectivului și nu se mai asigură între orele și nu mai este sală polivalentă, ci zona sălii polivalente, da, care încă nu, pentru timișoreni, nu cred că există în vocabularul zilnic uzual zona sălii polivalente. Da, eu cred că vorbim de zona Olimpia în limbajul uzual, zona stadion. Dar v-aș întreba altceva. Astfel de hotărâri nu sunt cumva, sau hotărârea finală care a ieșit în urma votului, nu este cumva, domnule Geană, o formă cumva de a înlocui o decizie simplă de a stabili, de exemplu, itinerariul de patrulare care trebuie să le ia cei de la poliția locală? Adică are vreun rost această hotărâre așa părerea cum a ieșit în forma finală? Nu, dar părerea mea că nu și are rostul această hotărâre. Și ceea ce mă intrigă este faptul că la baza acestui proiect de hotărâre a fost un referat al unor persoane din primărie care se ocupă de redactarea referatelor, la baza cărui referat a fost o adresă din partea directorului poliției locale, care solicita înființarea unui post și pentru paza respectivă. Pe mine m-a intrigat următorul lucru. Faptul că între cei care au inițiat proiectul de hotărâre și directorul poliției locale, n-a fost o înțelegere. Ei n-au lucrat împreună. Fiecare a făcut altceva, pentru că la un moment dat, dacă bine mi-aduc aminte, domnul director al poliției locale spunea una, primarul spunea alta. Chiar la un moment dat, mă scuzați că vă întrerupt, a fost asliu, când domnul primar l-a acuzat pe domnul Cojan, care spunea cu punct și virgulă din acest regulament, numărul 417, din 12.09.2014, regulament de funcționare, de organizare și funcționare a poliției locale aprobat de Consiliul Local,
domnule, nu știi ce vorbești, nu-ți cunoști atribuțiile, de ce îl contrazicea, însă și pe ce situație penibilă am fost și noi ca și consilier și șeful poliției locale, dar ca să închidem acest subiect și să fim suficient de riguroși, acest regulament după care se conduce poliția locală, și n-aș vrea să intru, că există o comisie de ordine publică. Haideți condusă, că dacă citim zecile de pagini de regulament, un articol, serviciul de ordine publică are următoarele atribuții. Și printre care regăsim una singură care să zicem că s-ar asemenea. Menține ordinea publică în imediată apropierea unităților de învățământ publice. Oare găsim lângă fiecare școală polițiști local ca să avem atât de mulți polițiști încât să pierdem sanitare private? A unităților sanitare publice, în parcările autoaflate pe domeniul public, atenție, sau privat al municipiului Timișoara, deci nu în șantiere, în zonele comerciale și de adegrement, parcuri, piețe, cimitire, și în alte asemenea locuri publice aflate în proprietate sau administrarea municipiului Timișoara, stabilite prin planuri de ordine și siguranță publică. Șantierul nu era în proprietatea municipiului Timișoara, însăși prin faptul că locația aparține Universității Politehnice Timișoara și în planul de ordine și siguranță publică nu era cuprins acest obiectiv. Deci era clar că eram într-o mare ilegalitate. Domnul Idolu, domnul Robu a spus foarte clar că dumneavoastră de fapt ați distrus aeroportul, și replica la chestiunea concretă pe povestea cu păzitul de către poliția locală a unor șantiere unde ar fi trebuit să se ocupe firmele care fac construcțiile să păzească, se duce poliția locală, a spus că dumneavoastră, am înțeles că într-un exces de nervi, a spus că dumneavoastră sunteți cel care a distrus aeroportul. Și vă întreb, am discutat aici despre situația de la aeroport cu toate informațiile care le aveam, cu faptul că ați distrus aeroportul, ați avut un punct de vedere, dar v-aș întreba, chiar ați distrus aeroportul sau că după cum îl cunoaștem noi în situația actuală, în Consiliul Local, și cum îl cunosc colegii de la Universitatea Politehnică Timișoara, domnul Robu, atunci când este, să zicem în ghilimele, încolțit, când își dă seama că a comis o greșeală, în loc să o recunoască, să o îndrepte, să corecteze acea greșeală, așa cum a fost în cazul de față, că până la urmă, cu votul consilierilor, nu s-a votat propunerea în forma propusă de administrație, pentru că era o ilegalitate, plătind constructorului o sumă de bani pentru pază, să-l absolv de răspunderea pazei, punând pe deasupra și poliție locală, deci e vorba de banul public al orașului. Din nou, eu n-aș vrea să trecem de subiectul ăsta. Constructorul și-a primit banii. Și dacă vine domnul Idolu, dacă vine domnul Robu cu dovada că dumneavoastră ați distrus aeroportul? Eu aș vrea aici ceva ce n-am vrut să spun dintr-un spirit de fair play din 2012 când am revenit la aeroport. La ora actuală, și era total inadecvat cadrul de discuție. Oricând dânsul ca pasager, așa cum dânsul știe și prin serviciul dumnealui de protocol, să solicite mai mult decât Casa Regală, ministrii, parlamentarii sau alte personalități, servicii de protocol. În ce sens? Sensul că... Ce înseamnă servicii de protocol? Explicați-mi, nu știu ce înseamnă servicii de protocol la aeroport. Există salon oficial, da. Transfer cu limuzina la aeronavă. Cu limuzina? Aveți o limuzină? Cu microbuzul sau cu autoturism, sigur. Îi spune limuzină ca la orice autoturism. Am înțeles. Ar fi trebuit să știe, o să fac o minimă documentare la fața locului sau să discute cu autoritățile aeroportului, pentru că și-ar fi dat seama că dacă sunt anumite probleme, se datorează perioade în care colegul și subalternul lui pe linie politică, șef, co-președintele organizației PNL Timișoara, a provocat daune de imagine, daune financiare și daune juridice aeroportului. N-am vrut să ies din spirit de fair play, pentru că am considerat că rolul meu ca administrator, nu l-amestec pe cel de consilier, era să rezolv problemele și ne străduim, nu să... Mă referi la domnul Cornel Sămărtinean, bănuiesc. Mă referesc la copreședintele organizației PNL Timișoara, Cornel Sămărtinean, care, dacă ar fi să povestesc, cred că nu ne-ar ajunge două emisiuni. Păi eu vă aștept la o emisiune. Vă spun numai trei lucruri. Unu, credite neperformante de milioane de euro pentru consum. Peste 40 de litigii am regăsit după decembrie 2009, când am plecat și am revenit în 20 de procese cu operatorii aerieni, reclamații la Comisia Europeană, reclamații la Consiliul Concurenței, situații care deja sunt notorietate penală.
o grămadă de probleme care trebuiau rezolvate. Da. Camere de supraveghere care din nou sunt subiect de a personalului, care din nou sunt subiect de cercetare penală. Da, o grămadă de probleme. Eu n-am povestit așa până ceva. La urmă, aeroportul... Acum, trebuie să vă spun, acum, astăzi, am avut ședință de Consiliu de Administrație și am prezentat o decizie, adică actul de control final a inspecției fiscale a ANAF-ului pe 5 ani, care în 5 ani de zile a identificat o problemă majoră pe care a preluat-o de la Curtea de Conturi, provenită din 2011, de pe vremea acestui copreședinte a Partidului Național Liberal, Cornel Sămărtinean, și care pune în dificultate aeroportul Timișoara. Deci credite care au avut scadență în 2014, plăți către ANAF care ajung la o valoare de până într-un milion de euro, situație care agrevează într-adevăr fluxul de numerar. Deci domnul primar, înainte de a face asemenea afirmații, ar fi trebuit să nu arunce cu pietre în geamul vecii, fereastră vecinului, pentru că sparge geamurile propriei case sau a fratelui sau eu știu cum îl tratează pe domnul Sămărtinean. Dar v-aș întreba un lucru. Mi-a spus că domnul Robu a solicitat în nenumărate rânduri accesul la acest protocol al aeroportului. Corect. Și mi se pare într-un fel corect, pentru că este edilul orașului, pentru că atunci când călătorește în răgazul de timp până la așteptarea avionului, probabil mare de discutat. Întrebarea mea este cu alta. Diverse persoane. În mod normal. Dar dacă așa cum a cerut, putea să invite personal aeroportului să discutăm. O secundă. Vă rog. Întrebarea mea este, în mod normal, pentru astfel de servicii, de acces la salonul oficial, de transport cu limuzina, dacă este o altă persoană, se percep taxe? Categoric da. Domnul Robu intră în categoria celor care... Oficialităților. Oficialităților cărora nu li se solicită. Da. Am înțeles. În afară de cei care beneficiază de protocol, printre care aș aminti Casa Regală, persoane publice care beneficiază senatori, de protecție. Deputați, nu, nici vorba, care beneficiază de protecție SPP. În rest, sunt o grămadă de societăți cunoscute, nu trebuie neapărat acum să le dau numărul, care plătesc acest serviciu. Societăți private. Păi și atunci domnul Robu n-are SPP-ist, că domnul Vasile, care e șef la poliția locală pus probabil, de domnia acum sa... Acum mi-ați dat o idee, probabil nu m-am gândit la lucrul acesta. Deci am nu înțeles... e de la SPP, domnul Vasile nu e de la Eu SPP. Eu nu vreau să spun, primarul Timișoarei ar consider că timpul petrecut 30-40 de minute înainte de decolarea aeronavei e bine să-l folosească în mod util. Evident, nu e okay. O problemă. Nu ar fi o problemă în sine. Dar oare de ce niciodată n-a întrebat? Domnia sa vă solicită, cum spune, alo, idolul, sunt pe Robu. Pe mine nu m-a sunat niciodată. Nu? Sau pe cine? Sună secretara, șoferul, am înțeles. Serviciul protocol, da. A, și spune, vine domnul primar să... Da, da. Dar nu despre asta vreau. N-ați să... discutat niciodată, apropo, la aeroport, acolo, să luăm oficial niciodată. Despre problemele aeroportului. Nu m-a solicitat niciodată. Nu, dumneavoastră să-i spuneți, domnul, haideți că sunteți la mine acasă, acum să vă explic. Acum o să-i adresez o invitație de dialog și am pus la dispoziție mapă cu documente vis-a-vis de situația aeroportului și aș vrea să-i spun pe această cale, dacă dânsul n-a avut curiozitatea, că în perioada în care a condus aeroportul din ianuarie 2010 până în iunie 2012, colegul lui și subalternul lui de partid, copreședintele Partidului Național Liberal Timișoara, n-a semnat niciun document care să aducă măcar o destinație în plus față de ceea ce s-a semnat până în 2010 și după 2012. Bun, deci dacă vorbim că nu discutăm de despre aeroport. Da, okay. O secundă, v-aș întreba un lucru. Domnul Robu a spus, și aici v-aș ruga, domnule Geană, să comentați, domnul Robu a spus că nu are de ce să-și ceară scuze, pentru că domnia sa nu a jignit pe nimeni și în discuția cu domnul Idolo, iar dumneavoastră ați avut un punct de vedere absolut pertinent din punctul meu de vedere ca și cetățean, în care a spus că nu este normal o astfel de atitudine vis-a-vis de Consiliul Local. Deci, ieșirile domnului primar nu au fost primele, moate cu domnul Idolo. Au mai fost destule ieșiri vis-a-vis de noi, ridicându-se vocea, întrerupându-ne și așa mai departe. Eu revin și spun încă o dată, dânsul este invitat la ședințele Consiliului Local. Are statut de invitat. El nu are niciun drept asupra noastră să ne întrerupă. Din contră, președintele de ședință ar putea chiar el să întrerupă atunci când crede că se ia pe alte căi. Pe mine m-a deranjat de foarte multe ori și de data asta n-am putut să mai rezist să nu-i fac observație și să spun că de
că dacă se continuă cu asemenea atitudini, eu vă cer ca această atitudine să fie, să fie analizată și judecată în cadrul Consiliului Local. Și l-am atenționat încă la sfârșit că noi, consilierii, sala de consiliu nu este un amfiteatru cu studenți, în care el poate să facă ce vrea cu studenții. Deci, ăsta e punctul meu de vedere și eu o să mențin, mențin punctul de vedere, pentru că nu este un caz singular. Dacă ar fi fost prima dată, poate aș fi trecut cu vederea. S-a enervat, mai există. Dar nu este ședință să nu fie împunsături, să nu se politizeze aceste ședințe de consiliu, în care eu consider, și dacă ar fi după mine, primarul ar trebui să aibă același statut ca și președintele, să fie apolitic. N-are pentru că el este... Nu, în cadrul ședințelor de consiliu, vreau să zic. Deci că el este... El este un administrator. Deci el este un administrator. Nu este posibil tot timpul împunzături la nivelul PSD-ului. Eu nu sunt PSD-ist. V-aș întreba un lucru foarte simplu. Poate domnul Robu, și trebuie, nefiind de față, eu consider în ciuda reacțiilor domniei sale în ceea ce mă privește și ne privește pe noi jurnaliști de la presă, să fiu avocatul domniei sale. Și să spun în felul următor. Avocatul diavolului. Nu știu, nu-l consider pe domnul Robu un în diavol. În cazul de față, da, reacția lui nejustificată, exagerată, vis-a-vis de o temă, păi sunt alte probleme care poate ar fi trebuit să-l determine. Stați o secundă. O secundă. Da, vă rog. Spun în felul următor, domnul Rob, poate că, și am rememorat puțin ce mi-a spus înainte, a spus că a comis un abuz. Poate că domnul Rob a făcut-o doar dintr-un exces de a ajuta orașul să-i fie mai bine, pentru că nu e așa, domnia sa spunea că este, lucrează spre binele timișorenilor. Noastră insistați să spuneți că este vorba de o atitudine abuzivă a domnului Robu? Categoric da. Aceste proiecte inițiate de în vremea administrației Ciuhandu și derulate în vremea administrației Robu, cu care suntem toți de acord, e foarte bine că sala se lucrează. Polivalentă este adus de Michelangelo. De Michelangelo, centru istoric și așa mai departe. Consider că e foarte bine că se realizează. Toți avem aceeași dorință, trăim în acest oraș și aș reveni la aeroport vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră să vă spun că deocamdată traficul de la aeroportul Timișoara, trebuie să fac această paranteză și aici arunc responsabilitatea în curtea domnului Robu, sunt în proporție de peste 90% cetățeni ai zonei și a orașului care călătoresc spre Occident și revin acasă. Dacă orașul ar arăta altfel, dacă lucrările s-ar fi terminat în termen, ar fi fost posibil ca să fie și pasageri care vin din Occident, de la Bruxelles, de la Londra, de la Paris, să-și petreacă weekendul în Timișoara. Perfect. O zi, două, trei. Revenind. Deci ne lucrând în asta, consider că este un abuz. Sunt și alte abuzuri, pentru că v-am spus că e o problemă de formă și una de fond. Acea interpelare pe care am lăsat-o în scris la registratură, n-am primit niciun răspuns, l-a iritat și l-a determinat pe dânsul să paseze responsabilitatea către Consiliul Local, era însoțită și de alte solicitări în care ceream primăriei să ne declare explicit dacă a acționat clauza de penalitate pentru întârziere. Deci, dacă n-a făcut-o, e un abuz. Dacă a făcut-o, trebuie să ne transmită către ce societăți de construcții și cât a fost valoarea acestei clauze. Deci dânsul declară că s-a întârziat. A penalizat acele societăți de construcții. Sau o altă speță, am avut ședință acum o săptămână, ședință Adunarea Generală a Acționarilor la SDM. SDM-ul, Societatea de Drumuri Municipale, care a înglobat și ADP-ul. Sigur, directorul de la SDM este un profesionist în drumuri, e un om, din câte îl cunosc eu, foarte corect și datorită acestei corectitudini și datorită profilului de constructor de drumuri și nu la ADP, a fost intrigat de o solicitare scrisă pe colțul paginii de către domnul primar să demoleze un imobil. Stați puțin, haideți să luăm încet răsune. Eu vorbesc de abuzuri. Nu. Stați puțin. Probe aveți ca la
Stați, a fost ședința AGA în care a fost tot Consiliul Local. Aveți probe că domnul Robu a scris pe un colț de hârtie? Sigur că da, sunt hârtiile publice. Arătați-mi. Am și eu aici, dar sunt și la SDM, sunt și la primăria Timișoara. Arătați-mi dacă aveți. Căci... În primul rând aș vrea să explic despre ce este vorba. În contextul în care vorbim despre eventuale abuzuri. Ok, haideți, explicați-ne care e situația, ce ați înțeles, ce a deci, fost în ce am înțeles eu? Am fost intrigat când directorul societății SDM ne-a adus la cunoștință o hotărâre judecătorească, decizie din 19 noiembrie 2014, în care ne-a explicat că după 7 ani de litigii juridice între primăria Timișoara prin ADP versus în prezent sau în prezent SDM, cu asociația de locatari, care până la urmă înțeleg că e o persoană, un nume X, a câștigat în instanță, primăria, revin, a câștigat în instanță procesul cu această asociație de locatari și care asociație solicita demolarea unui imobil. Care este unde în Timișoara? Piața Unirii numărul 8, deci unde funcționează o cafelea literar-artistică Papion Cafe. Este în zona centrală și este bănuiesc acea parte de clădire aflat undeva în quartalul unor clădiri, în interior, nu în exteriorul Pieței Unirii. Da, nu locația, sigur, e în zona centrală. Nu asta ne-a intrigat, cât nedumerirea acelui director că îi se impune demolarea unui imobil pe care primăria tocmai l-a câștigat, când știm că în primul rând ar fi trebuit o autorizație de demolare, chiar de la primărie. Ar fi trebuit să existe o dezbatere mai profundă în cadrul adunării generale acționarilor. Nu într-o primă ședință să ni se spună ce facem, demolăm obiectivul sau nu. Da. Să înțeleg. Vă rog. Deci, SDM-ul, ADP-ul și apoi SDM-ul se judecă cu... Timp de 7 ani cu respectiv... administrația Ciuhandu și în timpul administrației Robu. Perfect. Și se judecă cu acea asociație și câștigă procesul, instanța spunând că acea clădire este a administrației publice implicit, da? Da. Și că rămâne pe loc acea clădire, da? Da. Iar domnul Robu cum ajunge și va juca dacă aveți să ne arătați și document, să decidă domnia sa demolarea unui bun public, al unei societăți cu capital 100% a municipiului. Nu știu cum a ajuns dânsul la concluzia asta, nu-mi dau seama. Dar asta poate alte instituții. Deci la ședința AGA SDM din 12.05.2015, poziția numărul 7, hotărâre cu privire la demolarea corpului de clădire, componenta SAT 4, situată în curtea imobilului din Timișoara, Piața Unirii numărul 8, aflat în proprietatea societății. Deci, societatea primăriei, care tocmai s-a judecat timp de 7 ani cu un cetățean care reprezenta o asociație de locatari și a câștigat primăria și societatea și implicit primăria să nu se demoleze acest imobil. Și să fie acea clădire să rămână așa acolo. Cum este, ok, bun. Care funcționează, abar n-am fost ajuns niciodată. Și adresa Direcția Județeană pentru Cultură Timiș așa trimite o adresă către Asociația de Proprietari Piața Unirii numărul 8 și către Primăria Municipiului Timișoara domnului Robu, în care solicită, recomandăm demolarea de urgență a acestui corp de clădire, întrucât sunt în curs lucrări de reabilitare a imobilului și permite controlarea, reabilitarea spațiului public din Piața Unirii sau în curs de, nu se cite, sau de recepție. Păi deci faptul că se lucrează în Piața Unirii, se solicita demolarea unui imobil aflat în curtea unui alt imobil. Da. Nu știu de ce s-au adresat domnului primar Robu. Domnul primar, eu așa și făcut rezoluția și spus o analiză departament juridic. Și ce a spus domnul Robu, că văd că e semnătura domniei sale, o recunosc. SDM, rog punerea în aplicare a prezenței în regim de urgență 06.04.2015. Deci exact în aceea zi, când a avut număr de înregistrare la primărie, dânsul a fost foarte rapid și eficient și a spus rog punerea în aplicare. Deci, de fapt, demararea de urgență a unui... Am o rugăminte, vreau să arătați la cameră semnătura, nu treceți mai departe, domnule, da. Vreau să arătați, vă rog, la cameră să focalizeze colegii mei să se vadă această semnătură și să se vadă acea rezoluție a domnului Robu, să se vadă datele și de înregistrare și v-aș ruga să arătați la cameră, la colegul meu, la camera 2. Da, vreau să vă spun... Poate ar fi trecut neobservat. Țineți-o mai mult, vă rog, spuneți. Dacă
tot în acest punct de pe ordinea de zi la AGA era și punctul de vedere al juristului de la SDM, care invocă termeni juridici și vă dați seama să luăm o hotărâre în AGA vis-a-vis de un bun al unei societăți care în societatea nu vrea să-l demoleze, numai pentru, sugestia... O simplă sugestia sau dispoziția primarului, rog, da, într-adevăr, dânsul a folosit cuvântul rog, pune în aplicarea prezentă în regim de urgență. Deci dacă în 0604 s-a înregistrat adresa, în 0604 dumnealui dădea o rezoluție cu semnătură, presupun că va spune că regim de urgență, nu știu ce va spune. A doua zi, a treia zi, ce nu înțeleg eu? Cum comentați situația aceasta ca și consilier local? Da, știți ce nu înțeleg eu? Nu înțeleg un lucru. De când o direcție de monumente dă indicații să demolăm noi clădirile care ne aparțin? Bună întrebare. Eu asta nu înțeleg. De când că lor li s-a cerut unde e? Aici. Deci direcția monumente probabil li s-a cerut un aviz de un punct de vedere. Și ei spun că recomandăm demararea de urgență a desfințării acestui corp de clădire. Asta nu înțeleg. Și domnul primar se conformează. Parcă ăștia ne dictează noi ce să dărâmăm sau să nu dărâmăm. Da, deci adică nu se spune niciunde că ar fi un pericol acel corp de clădire pentru ceva. Din potrivă, există un raport de expertiză tehnic semnat de domnul profesor de la Politehnică, domnul Marin, eu zic că e unul cel mai mari specialist în fundații, în structuri, care spune că e o clădire foarte rezistentă. Și există către Direcția de Cultură Timiș, spre știință domnului primar, când tocmai SDM-ul, prin avocat Florin Baias, spune că nu trebuie dărâmat, că ar fi... Nu vreau să citesc tot documentul. Îmi dați mie acel răspuns. Sigur, vreau dau tot dosarul că e public, a fost ședința AGA. Domnule... Dar eu zic că se încadrează în contextul acestei atitudini, acestui comportament al domnului primar, în care își permite să dea dispoziție la toată lumea, inclusiv Consiliului Local. Deci norocul că nou director de la SDB, că e un director nou, fostul director s-a pensionat, are mai mult discernământ. Adică n-a cedat... Are teamă, are frică. N-a cedat la solicitarea primarului să demoleze de urgență. Pentru că ca să demolezi trebuie un proiect, trebuie o autorizație. Nu, dar de ce da, să... Întrebarea mea simplă este, de ce municipalitatea ar dori să-și dărâme un bun din proprietate? Pe care tocmai l-a câștigat în instanță după 7 ani de procese. Nu știu, poate sunt alte motive pe care noi nu le cunoaștem. Motive de ce natură, domnule? Motive de ce natură? De interese. Alte natură ce pot să fie? Deci eu nu știu, nu cunosc. Deci și pe mine m-a intrigat și pe toată lumea a intrigat faptul că câștigi un proces după 7 ani și după el demolezi. Păi mai bine pierdeai procesul. Ai cheltuit bani cu procesele și îl câștigi în instanță și acum... Tu cer demolarea, mai bine nu te prezentai. Și cer imperativ unui director care a procedat corect, a supus aprobării AGA. Fiind presat la presiunea primarului. Ați discutat cu domnul director de la SDM numai în cadrul acelei ședințe, atunci am aflat și noi, că n-am știut. Da, în cadrul ședinței AGA. Și ce v-a spus domnul? Dânsu a spus foarte puțin, a spus mai nimic pentru că... în calitatea de director al unei societăți din subordinea sau în coordonarea primăriei Timișoara, marja dumnealui de conversație și de manevre e foarte limitată. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem vedea din documente ceea ce este evident și uneori și ceea ce se ascunde sub evidență. Asta pe de-o parte. Dar revin... Cu domnul Robu ați discutat pe această temă? Nu, noi am în cadrul organizat AGA, avem calitatea de membri AGA, toți consilierii, și în unanimitate nu s-a respins acest punct. S-a respins. Deci, s-a respins să-l repropune. Eu nu-i dau explicații domnului Robu pentru treaba asta. Deci noi suntem AGA pentru fiecare societate în parte. Întrebarea mea este în felul următor. Dacă va veni cu o nouă cerere către director să demoleze acea clădire? Nu poate să o demoleze fără să aibă acordul AGA.
legal, dar a legal, făcut-o. Dacă, dacă. Domnul Robu a spus, demolați domnia sa. Bine, altul poate ceda. Domnul Geană, din acest document reiese că domnul primar nici nu l-a interesat punctul de vedere al adunării generale a acționarilor. Domnia sa a dispus. A dispus. Domnia sa a dispus. Punere de urgență în aplicarea prezentei, rog punerea în aplicare a prezentei în regim de urgență. Și există deci legea de funcționare 30 de funcționare a societăților comerciale în care se prevede clar în că în ce calitate? Eu vreau să vă întreb o secundă. Dreptul, da. Domnilor, n-avea nicio calitate. În ce calitate a dispus domnul Robu punerea în aplicare a unei adrese? Nu este sentință judecătorească, este o fără nicio calitate. O adresă, o chestiune. Deci, fără vedeți, calitate. Asta este unul din multele exemple care ne face foarte circumspecți atunci când ni se propun spre aprobare proiecte de hotărâri de Consiliul Local. Și de aceea, atunci când punem întrebări, în condițiile în care vă spun hotărârea aceasta cu paza obiectivului sală polivalentă nu era semnată de domnul Jean Cojocari. Deci nici măcar dumnealui atât de mult contestat nu și-a pus semnătura pe un asemenea document. Pe care pe cel cu paza obiectivelor. Dau un exemplu. În acest context, nu și-a pus semnătura. În acest context, nu suntem îndreptățiți să ne punem întrebări, să punem întrebări și primăriei și directorilor. Cum a pus? Eu l-am invitat pe domnul Cojan să ne prezinte. Datorită acestor lucruri, nu înseamnă că suntem împotriva proiectelor Timișoare, ci dimpotrivă. Banul public, în cazul acesta, nu trebuie risipit. Patrimoniul public, indiferent că e 30 de metri, că e 100 de metri, mâine ne trezim că se dărâmă Palatul Baroc printr-o dispoziție a primarului. Nu este posibil așa ceva, nu are nicio legătură nici cu modul de administrare eficient și nici cu un mod de gândire liberal, în niciun caz. Da, e un mod de gândire și de atitudine dictatorială. Da, susțin. A cui? Susțin a primarului. Cine nu-i cu mine e împotriva mea. Considerați că domnul Robu are o atitudine dictatorială? Da. Și pe ce vă bazați? Pe atitudinea care o are față de noi. Așa se știe. Și față de consilieri aparținând partidului. Și inclusiv ai dumnealui, da. Ai dumnealui. Domnul Geană, dar nu vă e teamă că dacă faceți această declarație se supără șeful dumneavoastră de la PLR, domnul Ehe Gardner, care nu are relații chiar atât de ascuțite cu domnul Robu și aveți probleme la partid? Nu. Și vă întreb. Nu. De ce? Nu? De ce? Eu sunt consilier și datoria mea e să apăr interesele comunității. Mai presus de ale partidului. Foarte clar. De aceea eu cu domnul Idol, cu toate că noi facem parte din două partide care au ideologii diferite, de stânga și de dreapta. Dar sunteți împreună așa la guvernare, sunteți acolo, în guvernarea mare a țării. Asta nu presupune că atunci când sunt interesele timișorenilor să nu participăm împreună și să lăsăm deoparte. Am fost împreună, spuneți domnul Gean, fost împreună la ședințele Consiliilor Consultative de Cartier și vedem ce gândesc oamenii. Oamenii cer poliție locală pe străzi, alături de ei, nu pe șantierele private, care oricum sunt plătite odată din banul public, din banii primăriei. Despre asta este vorba. Și acum sunt întrebări. Să vă spun acum, că e probabil că spre sfârșitul emisiunii. Da, mai avem câteva minute. Din păcate, la ultima întâlnire care am avut-o cu vreo 10 sau 12 președinți de consilii de cartier, consultative de cartier, am primit semnale și ni s-a spus în față un fapt care mă pune pe gânduri. Regretă pe primarul Ciuhandru. Incredibil. De ce? Da. De ce regretă pe domnul Ciuhandru? Regretă pentru că primarul Ciuhandru a fost mai receptiv la problemele cartierelor. Mi-au spus că președinții Consiliului Consultativ aveau oricând ușa deschisă la el, la primar. De când domnul Robu a ajuns primar, trebuie să se înscrie în audiențe și așteaptă 30-60 de zile. În condițiile în care există un regulament de funcționare acestor consiliuri aprobat prin HCL,
și care are, deci, îl obligă pe primar, administrația în general, să aibă o legătură permanentă cu aceste consilii consultative. Dacă nu stai între oameni și nu culegi informațiile, deci, de la oameni. Asta este trist. Adică am vrut ceva și cred că a ieșit altceva. Cu totul altceva. Domnul Robu uită că în campanie am fost toți împreună și dacă am ținut campanie. Eram la PC și domnul Idolu i-am făcut campanie. Idolu a rămas la PSD. I-am făcut campanie. Dânsul a fost bolnav. Ne pare rău că a fost bolnav. Dar dacă nu eram noi, poate nu era primar. Și dacă nu-l votau cetățenii, nu-l votau din cartiere, nu e. Da, și de aici să vii să jignești, să jignești PSD-ul, PC-ul, PNL-ul. PNL-ul și pe-ai lui. Deci până și oamenii lui îi pune la colț pentru că au avut curaj să voteze împotriva. Cred că asta e și o explicație de nu vine nimeni din PNL, n-a răspuns invitației dumneavoastră la... Nu știu, erau într-o ședință, așa mi s-a transmis, asta e informația pe ședința care... Ședința e motivul care pot să... Până deci la urmă, ușile studioului sunt deschise aici la HDV Studio, îi așteptăm pe toți liberalii să vină să-și Adevărații liberali sunt la PLR, ei nu sunt liberali. Ei, vă spun discuție. Deci atâta timp cât ei s-au afiliat grupării populare... E o altă discuție. Păi nu e o altă discuție, de aici plecăm. De aici plecăm, până la urmă. Domnule Geană, domnule Idolu, mai avem câteva două minute. Vreau să revin la această chestiune care mie mi se pare fundamentală legat de această semnătură pe un document. Aproape că te întrebi și mă întreb și vă întreb dacă această semnătură, dacă ar fi fost și urmată de punerea în aplicare, nu însemna un abuz în serviciu sau dacă chiar și în forma actuală, faptul că domnia sa a dispus așa ceva neavând nicio calitate, nu reprezintă cumva o faptă cu is penal măcar. Și răspund printr-o întrebare, atunci nu este motivată atitudinea noastră de a pune întrebări, de a încerca să cercetăm ceea ce se ascunde în spatele proiectelor de HCL, care ni le transmite bine cu jumătate de oră înainte de plen. Și atunci și suntem oare împotriva Timișoarei sau împotriva unor abuzuri ale administrației? Eu mă refer la administrație, la domnul primar. Poate dânsul nu are cunoștință. Dar când n-a semnat domnul Jean Cojocari, de care toți vorbim, că e bun, că e rău, oare nu era normal să ne întrebăm oare de ce nu semnează dânsul? Domnule Geană? Eu susțin acest lucru. Dacă această semnătură era dusă la îndeplinire, eu cred că era dosar penal. Domnilor, pentru că era un abuz împotriva unui bun al poporului și al primăriei, până la urmă, al domeniului municipului. Public. Al domeniului public. Pregătiți, zic, de reacțiile primarului Nicolae Robu după această dezvăluire, domnule Idolu. Vă întreb pe dumneavoastră cum n-ați venit. Nu, noi ne-am făcut datoria în ședința de AGA, Adunării Generale Acționarilor, și am respins acest proiect. Dânsul să răspundă pentru înscrisurile domnului, pentru faptele dumnealui, pentru faptul că nu calculează penalități de întârziere la lunile și ani, poate, la anumite obiective societăților de construcții, când folosește poliția locală în interesul privat, nu în interesul public, să fie așa cum spune regulamentul, suntem pregătiți. Suntem pregătiți permanent și la presiuni nu o să cedez prin amenințări. Eu mă așteptam ca în loc de acest lucru cu poliția locală să vină să facă o situație cu care este situația actuală a investițiilor derulate pentru municipiul Timișoara. Care e stadiul lor? Foarte multe. Citiți pe Facebook pe contul domnului Robu. Și uite, așa sunt din nou avocatul deci primarului. Deci când se va termina centrul istoric? Când orașul va fi la înălțimea așteptărilor unui cetățean european, vis-a-vis să răspund la întrebarea sau să răspund primarului, va crește și traficul aeroportului Timișoara cu cetățeni străini care vin în Timișoara. Am înțeles. Să lase banii la hoteluri, să lase banii aeroport. Cafenele, inclusiv aceasta. Da. O să vă invit să mai discutăm despre aeroport, că sunt multe lucruri. Domnilor consilieri, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru informația de breaking news, cum îmi place mie să spun. Doamnelor și domnilor, după cum vedeți, în Timișoara se poate orice. Se poate ca primarul să dispună demolarea unei clădiri printr-o semnătură. Și atât.
avem dovada. Dacă domnul Robu contestă acest lucru, îl așteptăm mâine din nou aici la Press Alert Live ca să discutăm pe această temă. Este o invitație publică, voi face mâine dimineață și una oficială. Până mâine seară vă spun ca de obicei, sunt Dragoș Boța și nu uitați, câinele de pază al democrației nu latră. Sfâșie. O seară nebănuită.